Amice, amice, dacă vrei cele mai ieftine și cele mai jumeche de jocuri, intră chiar acum pe Neba. Și de asemenea, dacă dorești articole vestimentare la cele mai bune prețuri, intră pe Foodshop și folosește codul Bercea pentru 10% reducere. Salut, amicul vostru fără barbă. Bine v-am regăsit la un nou carvlog sau vlog, scuzați peisajul. Astăzi o să facem un carvlog cu acest Ford Mustang. Sincer, este prima dată în viața mea când conduc un Ford Mustang și vreau să-i vedem, adică să vedem reacția în premieră, reacția mea, pentru că n-am mai condus. Ford Mustang a fost una dintre variantele mele pe care am vrut să le cumpăr și haideți să vedem dacă merită banii. Nu știu, știți foarte bine, au un preț cât de cât accesibil și sunt foarte mișto. Ia uitați, Mustang-ul, mamă, bă, chiar arată frumos. Deci chiar arată frumos, nu vă mai arăt mașina pentru că o știți, pe exterior o știe toată lumea, n-are rost să o mai arătăm, n-are niciun pachet special. Ba, de fapt, văd care, la praguri, habar n-am, nu mă pricep, dar haideți să ne urcăm în ea și să vedem de ce e în stare frumusețea asta, că mie îmi place, deci îmi place foarte mult modelul. Și ne-am urcat, amicii mei, în Ford Mustang, 2-3 EcoBoost, nu știu anul, cred că 2018-2019, pe acolo. Haideți să-i dăm și o cheie, vedeți, după cum vedeți aici avem frâna de mână, schimbătorul, butonul de start and stop. Navigația, dacă cred că e cea mică, nu știu dacă s-a pus mai mare, dar cred că s-a pus. Hai să dăm și un start. Oh, da, America, baby. Bă, chiar dacă este 2-3 EcoBoost, cred că asta este cea mai bine vândută mașină din America, pentru că este foarte, foarte accesibilă, să-i zicem așa. Ia să-mi pun și o centura. Mamă, nu are de la de, îți aduce centura, deci te canchinui puțin. Ia să vedem centura. Ne punem centura, bun. Îmi cer scuze că n-am barbă. Știu că v-am speriat puțin. Hai să vedem, să-i lăsăm frâna de mână. Cred că ar fi putut să-i pună și un buton, dar probabil au vrut să o țină mai old school, așa. O să vă zic de pe acum ce nu-mi place și mi se pare absolut incredibil de dubios și de nu știu dacă e posibil așa ceva. Sunt cele mai mici oglinzi pe care le-am văzut în viața mea. Deci oglinzile sunt incredibil de mici. Nu vezi nimic în ele, deci e atâta oglinda, jur. În fine, mașina are 70.000 de kilometri, deci este una tu, are kilometri foarte puțin, este foarte bine întreținută mașina, adică arată foarte bine și pe exterior și pe interior, volanul nu pare uzat. Bine, e un volan, na, vă dați seama, nu poți să ai pretenția la piele în apa, sau este un Mustang totuși și știm foarte bine că americanii nu pun preț pe calitate. O mergem puțin cu ea să o încălzim, adică nu-i dăm în gură din prima. Bine, este și puținut pe afară. Dar îmi place poziția din ea, jur, e absolut incredibilă. Nu știu dacă m-ai întâlnit în vreo mașină să stau așa de mișto. Adică chiar te simți Schumacher în ea. Pe cuvântul meu, dacă nu stai, super. Mașina mi se pare absolut incredibil de mișto. Ca și prim feeling, așa. Bă, ce e drept, este rigidă, este gălăgioasă, dar este Mustang. Vorbim de un cupe, vorbim de o mașină sport. Deci n-avem ce pretenții, plafon negru îmi place. Era să zic că n-are trapă, dar nu cred că e. Îmi place asta aici cu emblema de la Mustang din bord, arată foarte mișto Mustang-ul. Eu v-am zis, Mustang-ul a fost una din variantele mele, pentru că am vrut să-mi cumpăr una și uite cum toată lumea se uită la ea. Deci Mustang-ul chiar atrage priviri. Adică nu ai nevoie de o mașină de 100.000, ci de doar, nu știu, 20 ceva de mii, 30 de mii și ai atras priviri. Mustang-ul a fost una din variantele mele. Am vrut să o cumpăr nouă, însă, să iau ultimul model. Ăsta este penultimul model. Ultimul model facelift-ul are niște faruri puțin mai restilizate și ceasurile digitale. În rest e aceeași mașină și cred că și volanul, habar n-am. Dar oricum volanul făceam. Și sincer să vă zic eu, am ales să nu o cumpăr pentru că nu s-a putut atunci. Prețul era undeva la 31.000 de euro și nouă. Aș fi vrut să iau din România, dar aș fi așteptat și asta a fost. Infotainment-ul, da, v-am zis, eu aș schimba ăsta, aș pune unul mare. Cred că există, nu știu, nu m-am interesat. Cred că e pe auto, da, la lumini. În rest arată bine, ia să vedem, pe ultimii 61 de kilometri, cred că are un consum de 8.4, dar mașina venind oarecum din exterior. E decent, adică gândiți-vă că mi-a 8 sub 7.5, nu-mi scade. Și ăsta e 2.3 EcoBoost, e benzină, turbo, a mea e 3 litri turbo, deci, da. Iar X5-ul nu mă întrebați că nu prea am mers cu el.
Și că m-ați tot, că am văzut că s-a întrebat, domne, unde e X5? X5 nu prea, na, nu prea mă înțeleg așa cu, nu, adică nu e ce-mi doresc, nu știu, e prea puturos, frate. Nu mai, nu pot, merge, nu te ajută în depășiri. Dar asta, frumos, ia să vedem, avem acolo un racord ceva. Îmi place așa cum se aude, e, nu știu dacă a ajuns în 90 de grade apa, dar o mai lăsăm așa puțin până să-i dăm așa un bici. Cum se dă în sport? Așa cred. Ia uite-o. Bun. Dar nu se dă fără piedică. O chestie foarte nașpa. Nu știu câte trepte are. 5? Cred că are și ea mai multe. Habar n-am. Nu, cred că are mai mult. Cred că are 6 trepte, dar nici n-avem mult. Ia să-i dăm așa puțin. Să o accelerăm. Bă, ca prima impresie e benzină. Benzina n-are cuplu, cine știe ce. Dar o să vreau să-i dăm așa câteva chestii, să văd cum e benzina asta la viteză. Dar chiar se mișcă bine, îmi place. Direcția e puțin ciudățică, dar nu pot să zic că nu-mi place, dar trebuie să te înveți puțin cu ea. Adică nu e ba, e destul de precisă, uite. E foarte sensibilă. Ia mă, ia să-i dăm. Bă, trage bine. Trage bine. Și n-a fost în sport. Chiar trage bine, îmi place. Îmi place cum se înfige. Chiar se înfige bine. N-am ce să zic. Chiar se înfige bine mașinița. E o mașină cel puțin interesantă, aș putea să spun. Și cred că la viteză mică acolo e nebunie cu ea, dar trebuie să te ții bine că o să-i fugă fundul. E propulsie spate, să nu încerc tracțiune spate. Bă, acum revenind la ea, are, volanul este, cred că este reglabil, dar este reglabil manual. Asta e acum, ce vrei, nu poți să le iei pe toate. Nici nu știu dacă există reglabile electric pe ea. Cred că trebuia să întorc eu, dar mă rog, am făcut o porcărie. Asta este. Deci v-am zis, deci poziția din mașina asta este foarte mișto. Scaunele sunt decente, dar fiind o, bă, eu zic că este o mașină, ea fiind o mașină sport, acum eu nu pot să o compar cu A8-ul, că A8-ul e cu totul altceva, e la pol opus față de ea. X5-ul la fel, dar X5-ul e SUV, ăla e mai rău de atât. Ăla e mai opus de ea și na. Dar oglinzile astea mi se pare incredibil. Aia mai e cum e, dar asta mi se pare proastă rău. Deci oglinda asta nu o suport, e absolut incredibilă. Îmi place cu gurile astea aici de ventilație, foarte interesant. Este interesantă mașina. Îmi place că kilometrajul avem și în mile și în kilometri pe oră. Pentru că ea vine din America, probabil, nu știu, habar n-am dacă e de Europa. Cred că este de Europa totuși asta. Adică cred că este fabricat în Europa sau nu știu dacă se fabrică în Europa. Ia să mă informați voi unde se fabrică. Astea 2-3 EcoBoost, că alea de 5.000 știm clar că se fabrică în America. Și vezi că te ajută. Dar nu e ea. Dar urcă. Chiar urcă mașina. Îmi place. Aici văd că are un mod. Cred că se parchează și singură. What? Ce se întâmplă aici? Băieții, ce se întâmplă aici, băieții? Nu e un mic incident. Tripunul. Ia să vedem. Pe ultimele 30 de minute avem un consum de 11.8. Interesant. Da. Acum am prins Sinfontei, mântuie puțin. Tu, mă, ce mă împingi? Tu nu vezi că eu am Mustang, ești nebun. Infotei mântuie e ușor de intuit. Adică n-ai treabă cu el. Dar chiar îmi place mașina. Mi-ar plăcea să am una așa, să mă distrez. Dar clar i-aș face un soft, o evacuare de aia puternică, să facă mai poc, poc, poc. N-aș lăsa-o așa, pentru că e păcat de ea. Mustang.
Bă, cât mi-am dorit și eu unul. Sunt mișto. Dar pentru familie nu prea e cine știe ce. Adică nu ai ce să... Ia să întoarcem aici. Mamă, de asemnalizarea zici că e leșinată. Au, nu așa face. Nu e. Dar în fine. Mustang. Și îmi place că răspunde repede la accelerație și răspunde frumos. Chiar răspunde frumos. Ia să iei. Dar nu știu cât vedeți voi în afară, are... Vă dați seama, are și un parbriz mititel, are... Dar îmi place, băi, Mustang, băi, băiatule, băi, ia. Gurile de ventilație astea sunt frumoase. Ia să mă uităm pe aici, ce mai găsim. Aici este de climă, nu știu ce face asta. Sport, confort normal, sport. A, cum să ne țină volanul. Băi, zi, bă, așa, bă, băiatule, uite cât de mișto e acum volanul. Băi, zi, bă, așa, l-am dat și eu în confort. E obișnuit cu ăla de la 8. Bă, frate, zi așa, ia uite, altă viață. Bun. Uite, am mai descoperit ceva. Ia să întoarcem noi aici, a? Nu mă pune să fac circulete și ăștia cu ea, că nu e mașina mea și nu-mi permit. Dar... Ar fi mers așa puțin. 1-2 circulețe cu ea. Bă, altceva cu servo acum. Altceva. Și stare curios, ia, ia fii atent, ia. O să dau eu puțin în sport. Aoleu, cum se turează, ești nebun. Cu sportul ăsta. O să dau eu puțin în sport. Chiar dacă am volanul în confort, dar e mai ușor cu el, că sunt obișnuit de la 8, ce vreți. Hai da. Hai da, frumoasa mea. Ia să vedem. Vezi că se duce bine până la... Și asta văd că n-are kickdown, nici nebun. Se duce bine. Da, chiar trage, îmi place. S-ar putea să se audă, să fie puțin ca zgomotoasă. Are un racord flexibil, chiar aici trebuie schimbat. Probabil s-a crăpat asta, dar... E mișto mașina. Chiar îmi place. Ia să mai țin în sport așa puțin. Schimbătorul ăsta e puțin ciudat cu asta aici, dar îmi place. Ar fost mișto să aibă aici butonul de pornire, știi? Ca în filmul ăla. Da, cioacă, vine acum. Te duci să-i sunezi racordul? Ce? Te duci să-i sunezi racordul? Unde să mă duc? Că trebuie să plec și eu. Pe la... Cât de ceasul? Păi atunci ai putut... La 11. Hai că ți-o aduc acum, mă, că făceam și eu un car vlog așa, să văd și eu cum e la prima reacție. Păi gata, că vine acum, nu, că mă întorceam oricum. Te pup, pa, pa, pa. Chiar era vorba că trebuie să-i studeze racordul și mi-ai zis, a, păi te duci tu atunci, nu mă mai duc, las că eu duc înapoi. Nu, dar chiar întreabă, la 11 și eu am venit să o văd și eu așa, să văd și eu de ce e în stare. Dar pot spune că îmi place. Dar cu servo acum e altceva. Ia, ținem așa în sport puțin, ia, să mai dau așa. Da, nici n-am unde să-i dau, dar trage. Deci ce mașina trage, mașina e ce trebuie. Adică, bine, nu știu dacă e... nu mai știu câți cai avea AMG-ul GT. AMG-ul GT avea, cred că avea undeva la... stați puțin să-mi aduc aminte. Dacă vă mai ziceți și voi aminte, cred că avea undeva la, dacă nu mă înșel eu și sper să nu mă înșel, AMG-ul GT avea undeva la 340 de cai, nu? Sau 360? Nu mai știu, în fine. Da, oricum 300 și ceva de cai, dar și asta teoretic are 306, dacă nu mă înșel. Bine, ele ce care avea 270 în realitate, dar nu știu dacă poți să afli decât dacă o pui pe dyno. Pentru că, ci că e din cauza că bă, ăștia care au cei de la Mustang au mințit, nu știu. În fine, să încerc voi câți cai are în realitate. Așa, dar ce e drept, AMG-ul GT mi se părea că trăgea mult mai bine. Bine, ar fi diferență de 60 de cai, 70, nu știu. Dar nu mai țin minte câți cai avea AMG-ul. În fine, dar AMG-ul e cert, era mult mai brutal. Și era și 4x4. A, bine, nici nu compare, era o mașină de 100.000, asta e mașină de, nu știu să zicem, 25.000, apar n-am. Pe acolo, adică că mai crescut și de ale prețurile. Uite o domniță aici.
la treabă. Da. Dar îmi place. Bă, dar oricum, cum te simți în ea. Deci chiar te simți în ea foarte bine. Mie îmi place cum te simți în ea. Te simți foarte, cum să vă zic eu vouă, bă, tânăr. Te simți tânăr, să-mi bag piciorul, dacă nu ăsta e cuvântul. Gagici, tot, tot ce vrei tu, Mustang să ai. Și nu consumă mult, asta e avantajul. Mamă, dar în oglinda asta, deci dacă te uiți, te ia boala. Le-a schimbat primele, deci mizeriile astea de asta, asta e o mizerie. Mam, ia să vedem. Dar n-are și ea un consum instant. 11 pe ultimele 30 de minute. Am cam abuzat-o puțin, dar... Da, ăsta e tot ce ține. Dar nu e foarte complicată. Știi ce îmi place? Că e relativ simplă ca mașină. Nu cred că are foarte multe chestii pe ea. Și tocmai asta o face să fie mișto. Adică să fie cât mai americană. Pentru că mașinile americane sunt destul de simple. În sensul că n-au foarte multe opțiuni, n-au foarte mult senzori, sunt mașini. Ceea ce europenii nu prea o mai fac. Adică îi fac mașini cât mai complicate, ne plac și când ți-e lumea mai dragă, te lasă, știi? Cam asta se întâmplă, dar mașina asta îmi place. Bine, v-am zis, eu pentru mine i-aș fi făcut o evacuare, 4 evacuări așa frumoase, să pocăne, să se audă și sănătate și niște jante. Și eu zic că era perfectă. Vă vezi că era interesantă, domnișoara. Da. Nu știu. Vreau să scrieți și părerea voastră în comentarii. Chiar sunt curios să o aud. Adică eu am descoperit mașina asta cu voi. Eu cu voi. Deci eu n-am condus-o înainte decât cât am scos-o din parcare. Atâta tot. Vreau să-mi ziceți voi care este și părerea voastră. Dacă v-ați cumpăra, dacă nu v-ați cumpăra. Eu mi-aș cumpăra. Și aici vine întrebarea. Cum funcționează clima? Ok, de asta m-am prins. Dar la climă, eu de unde știu pe câte grade e? Uite, o chestie foarte interesantă. Habar n-am. Aici avem încărcător bun, butonul de avarii. Dar îmi place că e făcut așa, bă, sport. E făcut de sport, n-ai ce zicere. Bine, cioacă cu preșurile lui de cauciuc pe care le-a scoate la prima chestie. Dar mașina e ce trebuie. Deci mașina îmi place maxim. Stai să și semnalizez ieșirea că iar mă jurăște. Semnalizarea asta aș vrea și o să fie mai vioaie. Mamă, dar e pe coadă. E cam aglomerație pe aici. Dar mai avem timp să mai discutăm de una alta. Bă, să știți că nu e foarte rigidă. Să știți că AMG-ul mi se părea mai rigid. Și alea în patru uși. Asta mi se pare că nu e la fel. Bine, asta are jante mai mici probabil și cauciucurile mai ok. Dar ca și confort mi s-a părut și mai confortabil asta. Știu că nu o să mă credeți, dar dacă o să mergeți într-un Mustang și în aia, o să știți despre ce vorbesc. Pentru că era foarte rigidă. Și asta văd că stă pe vizibilitate, stă mai bine. AMG-ul nu prea îmi plăcea pe vizibilitate. Bine, AMG-ul avea oglinzi, astea nu sunt oglinzi. Deci pe asta a schimbat oricând. Dar cred că asta a fost furată. Nu știu. În fine. Uite, dacă vrei să mergi cu ea pe la consum, eu nu cred că îți consumă foarte mult. Îmi place că e foarte liniștită ca mașină. Bine, are și kilometri foarte puțin. Bă, ce drept, nici nu prea cum faci foarte mulți kilometri cu mașină de genul, părerea mea, nu știu. Acum voi ce ziceți, dar e o mașină cu B, e... nu prea ai. Dar oricum, mie mi se pare sculă. Ia uite că parasolarele nu le-am văzut. Au becuri, ia uite acolo, știu. Aici avem butonul de, nu știu, nu e. A, da, aici trebuie spuse niște LED-uri, că ăștia să nu minchioare. Și asta, v-am zis, asta ar trebui schimbată. Eu asta aș face. Dar nu știu dacă găsești. Ba, cred că găsești. Acum nu mai zic că ceasurile, că probabil trebuie să schimbi multe, ca să schimbi și ceasurile, să le pui de la plasma cu nebunii. Dar cred că era mai mișto așa. Uite că am coborât din nou cu consumul la 8.4. Ia să ne uităm pe la consumul la instant. A, uite.
A, are mă și instant. Are și instant. Uite. Ia să mergem așa cu el. 11.8 pe de când a are până la 30 acolo și așa mai departe. Bă, furia. Furia. Nu știu, eu dacă ai bani și vrei o mașină tinerească, ți-o recomand. Calitativ, n-ai ce pretenții să ai. Pentru că o mașină, totuși, care nu e foarte scumpă. El Mustang, dar Mustangul nu și-a câștigat celebritatea prin, prin calitatea materialelor din interior. Da, e plastic, e plastic mai peste tot, dar e o mașină sport. N-ai ce pretenții să ai. Eu, sincer, ce aș face volanul, nu-mi place, adică pielea asta, sincer, e deranjantă pentru mine, de exemplu, care am volanul ăla făcut și i-aș schimba volanul, adică i-aș face, nici nu știu dacă i-aș pune carbon. Nu prea o văd pe asta genul care să merite, adică nu că să merite carbon, că n-am zis bine, nu prea o văd genul care să îi stea cu carbon pe volan, adică, poate decât să îl pui, dar nu să-i dai forme. Poate să-i pui sus jos carbon, dar să nu-i dai forme, asta e altceva. Pentru că nu e genul, asta nu e o mașină de genul, asta e mașină brutală, e așa, mamă, dar la cișmi cum o fi, frate? Deci chiar mi-aș dori să conduc în cișmi. Că mi-a plăcut, adică trage, te ajută. E foarte frumoasă, deci de frumusețe n-ai ce să zici. Ca și frumusețe au nimerit-o grav cu mașina asta. Iar în rest e ok. Consumul văd că e bun. Nu te sperie. Da, băieți, cam asta o să fie episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți să mai facem car vloguri, vreau să apăsați și voi pe butonul de like, că mi-am comandat un nou GoPro. Oricum, de la primăvară o să facem motovlog, că o să-mi iau și o permisiune de motocicletă și ne punem pe cască și mergem cu motocicleta. Dar deocamdată stăm și în mașini. Bam. Mamă, și cât de... Hai că e rigidă, e. Eu am fost Bercică și v-am pupat. Pa!